Dacă apare o ofertă, poți să discuți cu cei care ți-o fac și vezi ce oferte și ce soluții sunt. Dar, Ai? ok. Ai ofertă? Altă ofertă? Concret, încă nimic. Am Te-a mai avut sunat Mihai Rotaru discuții. pentru Craiova? No, că Craiova e bătaie mare. E greu e greu la Craiova că vedeți ce sunt ambiții mari la Craiova, sunt probleme așa delicate acolo. Nu știu, cred că doar un oltean, să spun așa, între ghilimele, jet pe jet, ar putea face rezultatele care și le doresc suporterii de acolo. Cred că oricine și-ar dori să antreneze Craiova. E o echipă mare, o echipă cu suporteri, un stadion extraordinar, o presiune extraordinară. Abia aștept să jucăm al doilea meci când vom relua campionatul, va fi la Craiova. Abia aștept meciul de acolo pentru că, practic, e o plăcere să joci pe asemenea stadioane și cu asemenea suporteri. Da, nu o Păi, să dar fie cu fără suporteri. suporteri. Acum va fi fără suporteri, dar cred că va fi un plus pentru noi acest lucru și Da. abia aștept acest meci. Te întreb altceva. La cum te cunoști tu pe tine și experiența pe care ai acumulat-o, crezi că ai avea învergura necesară să gestionezi un club ca Craiova dacă ai fi antrenor? 100% da, fără probleme. Nu fac absolut deloc probleme pentru că am o relație și știu cum să discut cu jucătorii, cu fiecare în parte. Dacă reușesc să am o relație foarte bună, să gestionez un vestiar cum e al Astrei, cu Tamaș, Budescu, Alibec și ceilalți jucători, care sunt jucători cu personalitate, jucători de excepție, de valoare foarte mare pentru campionatul nostru, și avem o relație foarte bună și de respect reciproc și când e de glumă, e de glumă, când e de muncă, e de muncă. Băieții au avut rezultate foarte bune, au ajuns toți trei să fie în vederea echipei naționale, deci au răspuns pozitiv și împreună am făcut lucruri extraordinar de bune. Da, crezi că ai mai avea nervi suficienți să colaborezi cu Mihai Rotaru după ce ai colaborat cu Gigi Becali și cu Ioan Nicolae, doi patroni foarte dificili din Liga 1? Ar urma al treilea, ai face un trio de aur. Da, aici este de dibăcia fiecăruia și modul de a reuși să gestioneze relația cu patronul și foarte importante sunt rezultatele. E practic cel mai important lucru, atâta timp cât sunt rezultate și relația cu patronul este una foarte bună. Patron care s-a ciondănit puțin chiar cu domnul Șumudică. Ai plâns și tu la despărțirea de vecin? Da, am vorbit cu Șumi chiar seara dinainte plecării. Da, nu e simplu deloc. A stat 6-7 săptămâni și el acasă. Cred că n-a mai stat de foarte, foarte mult timp Păi cred că în niciodată. perioada. Da, este foarte posibil să nu fi stat niciodată, pentru că de când a început să antreneze, practic, el cam tot timpul și-a găsit echipă. N-a avut pauze lungi. Chiar seara am vorbit puțin cu el de condițiile care le-ar fi avut și le are în Turcia în această perioadă de carantină și de ceea ce crede el că se va întâmpla în următoarea perioadă în Turcia. Te-ai vedea la un moment dat să antrenezi Rapidul? Da, este posibil. Am petrecut clipe senzaționale. Trei ani fantastici ca jucător, 3 ani și jumătate practic și am mai fost un an cu Șumi și antrenor secund. Din nou, o perioadă foarte bună cu o echipă extraordinară a Rapidului. Deci te-ai vedea în Giulești, chiar dacă ai antrenat și FCSB-ul? M-aș vedea fără probleme, pentru că, din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură. Eu mi-am făcut treaba ca antrenor profesionist, nu are nicio legătură că am antrenat FCSB-ul cu faptul că mi-aș dori să antrenez Rapid. La cum cunoști publicul din Giulești și îl cunoști foarte bine, având în vedere că ai fost și jucător și antrenor secund acolo, consider că este suficientă capacitatea noului Giulești de 14.000 de locuri sau ar fi trebuit făcut mai mare stadionul? No, cu siguranță ar fi trebuit făcut un stadion mult mai mare.
Pentru că Rapidul va reveni cu siguranță în Liga 1, va fi o echipă care cu siguranță se va bate la locuri de cupe europene, la play-off, dacă va rămâne competiția în continuare cu play-off, play-out. O echipă care se va bate la campionat, o echipă de tradiție, cred că ar fi trăit undeva un minim 25.000 de locuri, părerea mea, la cum știu eu că vine lumea și nebunia care va fi pe nou stadion. Ce nume crezi că ar trebui să poarte noul stadion Giulești din punctul tău de vedere? Cine îți vine? Uite, de exemplu, și mi-a zis Dan Coe, fără să stea pe gânduri. Tu la cine te gândești? E greu de spus. Sunt atâția fost jucători mari ai Rapidului. Cred că ar trebui să rămână cu vechiul nume, stadionul Giulești, cum e cunoscut și cum are tradiția în lumea fotbalistică. Ai văzut scandalul recent cu sigla Rapidului? Nu am urmărit. Mai cum se spune, AFC-ul lui Horia AFC-ul a vechi care în primit faliment a primit dreptul să folosească folosească aceeași sigla. Deci sunt două emblemă. Rapiduri în momentul de față, din punct de vedere al siglei. Cât de mult face rău această situație? Bine, nu face cu siguranță. Aceste scandaluri care de fapt au și fost în ultimii 2-3 ani de când practic s-au reînființat aceste AFC Rapid și Rapidul care e acum, tot timpul au fost discuții. Cu siguranță nu aduc nici popularitate, nu aduc nici imagine pozitivă și cred că lucrurile într-un fel sau altul ar trebui încheiate, iar echipa care este în momentul de față în Liga a doua să-și continue drumul spre Liga a întâi, să aibă susținerea tuturor rapidiștilor. Toți împreună, cum e și sloganul, la bine, la greu, toată lumea împreună să ajute echipa să promoveze. Pentru că cred că dacă se va juca în continuare, Rapidul are șanse să promoveze. Dacă ar fi să alegi un singur jucător din play-off pe care să-l transfer la Astra, care ar fi acela? Oh, e greu de spus. Păi de-aia ți-am și zis, unul singur. Unul singur e greu. Nu pot să-ți răspund unul singur. Mi-aș dori mai mulți. Bine, zine trei, uite, te ajut un pic. Aici mi-ar plăcea foarte mult din foștii mei elevi de la FCSB. Sunt jucători de mare valoare. Cine? Coman? Coman, Denis Man, e Tănase, un jucător extraordinar care e extrem de important, mai ales în vestiarul FCSB-ului. Sunt jucătorii de la CFR Cluj cu experiență extrem de mare. E Nistor la Craiova, Sorescu la Dinamo, un jucător care l-a mantenat la Timișoara și Atenție, te-am zis din play-off, vezi că Dinamo e un pic mai jos. da. Bine, Sorescu e de menționat pentru că am lucrat cu el, știu foarte bine, știu ce caracter are și e un jucător extraordinar. Ai menționat Florinel Coman și pe acolo au fost probleme ca de obicei, că nu te ascultă niște jucători, că făceau niște jucători ce doreau. Ne poți lumina astăzi care a fost relația ta și dacă a dictat vreun astfel de tânăr? Nu vreau să intru în alte discuții despre FCSB, doar vreau să clarific pentru că am avut o relație extraordinară cu jucătorii. Nu a fost absolut nicio problemă de indisciplină din acest punct de vedere. Din contră, relația mea cu jucătorii a fost extraordinară, atât din punctul lor de vedere, chiar la plecare, când mi-am luat la revedere în seara, noaptea, târziu, practic, după meciul cu Alașker, când ne-am întors la bază, o parte dintre jucători au început să lăcrimeze, așa să spun, pentru că aveam o relație extrem de corectă față de ei și, practic, a fost o despărțire așa care a fost dureroasă, cred, și pentru mine și pentru ei, în relația asta care am avut-o împreună. E Interesant. destul de surprinzătoare această declarație, pentru că la noi ajung tot felul de lucruri distorsionate, cum că acești jucători sună direct patronul, se plâng de unul, de altul. Aici fiecare interpretează cum vrea. Discuțiile, mergeam înainte, stăteam cu băieții de vorbă și înainte de antrenamente și după și în pauzele care mai erau și individual și așa, și am spus, relația e extrem. Și acum, în perioada de sărbători, mai primesc mesaje de la ei și în perioada sărbătorilor de iarnă, Foarte frumos.
Deci sunt niște lucruri care se întâmplă și sunt certitudini. Nu cred că dacă ei ar fi avut ceva împotriva mea sau așa, mi-ar mai fi trimis mesaj de sărbători. Bogdan, ultima întrebare și te lăsăm, scap de noi. Ce înseamnă baza pro-rapid pentru rapid? Te întreb pentru că în CSP apare un material prin care primăria sectorului 1 încearcă să schimbe destinația acelei baze din bază sportivă în spațiu de făcut mall-uri și blocuri Îți de birouri. Poți imagina vestiarul în care v-ați schimbat atâția? No, e la noi ce se întâmplă în lumea asta noastră e incredibil. Pro-Rapidul practic a fost noua casă a Rapidului în momentul în care Nea Mircea Lucescu și a venit la Rapid împreună cu domnul Copos, el a fost practic cu ideea, au construit acea bază extraordinară de antrenament. Practic în acel moment a reînviat Rapidul, așa să spun, ca forță fotbalistică la noi. În acel moment ne-am mutat acolo, am început să fim o echipă puternică, să ne batem la campionat. În primul an, în al doilea an, am reușit să câștigăm campionatul, în primul an cupa, deci era practic casa Rapidului. Deci crezi că i s-ar lua din identitatea Rapidului dacă ar dispărea pro-Rapidul ca să apară un mall, de exemplu? E inacceptabil din punctul meu de vedere. Practic, nu știu, fără cuvinte, să ai o bază sportivă unde ai toate facilitățile posibile cu hotel, cu vestiar, cu restaurant, cu terenuri de antrenament. Terenuri, sunt 3-4 terenuri de antrenament. Adică o bază extraordinară de pregătire. În loc să acea bază să o renovezi, să o faci de 5 stele, cum au echipele din străinătate, noi vrem să facem mall sau alte tâmpenii. Bun.